Să ofesc o întâmplare, hazlie, petrecută în sate și la noi, ținând de modă. Da, știți, dați cum e modă asta, mai ales fetele, nevestele, chiar dacă sunt din sat, au vrut să fie în ton cu modă. Ziceam atunci la vecină, dragul meu, să știm de ta, că pantofii cu toașe au fost invenția femeilor mitiele, zicea a femeilor de-o foastă, când vor înțele. Nu-i frumos, sigur, să fii vei înăltuți, dar colpi trotuar, unde stea fur și corhan, pe vaș sau la cosâs sau la clădit, am văzut, Doamne, ferește. Vine o dată drumul tătarilor, acum vor 15 ani, zic că drasă, trei fete clădeau o plaie. Doamne, cei de sus, îmbrăcat în costum de baie, de la știți, ultramodel. Băi, și când îi fleșnea câte o fală cu urzâi și asta și cu scai, uuuu, tu da, lăsă-i, jucai așa. Am și plecat, Doamne, să facea un accident și mă punea martor, Doamne. Să dă de părță claia asta. Și tu îi am descăzut, fău, gău! Mă cuptă, dacă eram pielea goală, pe buși, vine tot, Doamne, ferește, Doamne. Ce rost ai, Doamne? Și apoi mai e o chestie. Acum, dacă ești pe fătul instatur, dacă ți-a uitat Dumnezeu măsura și te-ai saltat, măi, frate, măi, la 2 metri ceva, ce toace să mai trebuie în cișoare? Că s-au întâmplat și cazuri de astea. Și am auzit, atât m-am distrat și mi-a făcut așa de mult că am pus un vers, desigur, un vers popular, că nu aveam să vin cu un vers modern. Ionica din Poiană, acum nu zic că Poiana stancă, Poiana negre și nu s-o vreau ceva. Ionica din Poiană înaltă cât să frefelea cu, vrea morță să-și facă flacul. De afară, banii fugi de-o parte, să se încalță ca la carte. Cu fantos saltați pe toașe, da bună treabă să mai coașe. Din barban n-are să teme, că îl pune la defna gheme. Și dacă se împătrăjește, una, două și cârtește. Dar așa-i trebuie la boale, că s-au dat la trofandale. Îl chema Ilia Boale. Dar nu că era bolnav, că era tare ca fierul și voinic ca elefantul. Avea o vorba lui. Era și la ce feleag, și eu o soțără, că am o pareză, era ce urgea, zi, ia o boală, să-mi iau o coasă, să stai asta care scoasă de tângură, tângură, o scoasă tu singură coasă. Am o boală, să-mi iau o părere de cai, asta de tragați, să urzi grăță pe păreții, trrrr. Am o boală să-mi iau un învățucă, frumusă, că, ca o păbusâcă. Și așa zic, băi, dacă ai o boală, ești a boală, ești a boală. Clată, porecla, nu s-a mai șters. Așa trebuie la Vale că s-a dat trofandale. El era holtei cu barbă, el nu se zărea de learbă. De 13 faci și anișorul ăla. Dar pe urmă, boș cu os, s-a învârtit treaba fi dos. Că o prins nireasa, frate, să-ți deșir din spate și din spate și din față, ca de pe mosor de ață. S-a lungit, s-a deșirat, Doamne, și rădeu un sat. Lele înaltă cât fusarul, va de linge vrășinare. Că și s-a întâmplat? O luat-o, nititică, de la o casă de năcăjă, s-a scăpat din niște scrijele fărlite pe frită. Cum să se salte? Slau! Băi, și când așa a fost să mănânce, un topcit, întregea cu mămălica, tuam de el, cum e crezi tu, că să intră loc? Ia tot, să te-am desenat, stați. Ia uitați-l. Așa era. Dumnezeu, și noi de când ne crezi, cât de... Dar ce e, fac, ea vrea să crească? Sunt tot dușea în sus. Dar acum să ne întoarce și ale noastre să le întoarcem cu pantofii cei fitoace, dar bună treabă să mai coace. Când într-o sfântă zi de joi și-o târgui pantofi noi, cu toașele de argint, cu nu mai fost în pământ. Și atâta de înalte, că au fost în 7 sate, când Ionica s-a înălțat ca cu coșul oficial gard. Fizic, haizașul căță, vedea, stăm acolo, o kilometru. Și vestea, ia cum vă roate, zău, în o grandă la malcon sau necans, cu lampa așa grasă, cu o varavulă râioasă. Și ochi telescopici, vedea și râia de varavule. Și mă înjos, poftim? Și astăzi, și mă izoși de ulișoară, ia că îl văd pe fier de vară, cu mânul fi la vecin, să tai în frunză la câini. Uite așa că le jinea, uite așa că le spunea Ionica din Vifor, fi fost de observator. Uitați-o aici, cum arată, fiți de haizaș o căță, tot povestește observator curat. Stați aici, o primată. Da. Și de urmă, hânt și puc, s-a învățat la mers pe toc. S-au învățat ea și nu vrea că dore o treabă grea. Dar am uitat să vă spun că o cumpăra și un parfum. Mare cât un gloș de lafte și duhnind la secle coafte. Tui, o expirătură și-a vă cumpărat, ruginită, dracu' noi, cu 2 litri de parfum. Le-am bă, le-am bă, da.
Vașă pudră și-o luat. Și facacul a uitat care obraz a luat câți fatarul de la fat. Fi un obraz, hai cu ajuns. Dar fiantul și-o uns cu făină integrală, nu-i prea bună socoteală. Da. Unii mai fui, că și-au fost să-și strâncene. N-am găsit, nu găsit proasta ta, că eu am motograf, din motograf, să-mi zic eu, urac carbun din sobă și... Ca hai duce șapte cai. Și-o mărâș câte o ghiulea, că mari buză mai avea. S-au văzut în aval ca buze la cal. Io! Așa, fiți atent. Partea a doua. Și s-o stâng și par carlâng. Așa. Și într-o zi se pregătește ca să neagă creștinește la biserică, măi frate, să-și mergeți din facate. Da. Și s-o stâng și par carlâng, o dată l-au vlâng. Doi înainte, doi înapoi, ca Moldova de noi. S-ar părea că stătea filoc, dar să știți că cei de doi înainte erau leacă mai lungi ca cei de doi înapoi. Și într-o oră și ceva la biserică ajungea. Dar înaltă cât pe feleacul, o fărit în folicandru, în candelabru cea mare. Ai, cu fruntea ei cei seine, văxuită cu fărină, v-a șalat sără cu pudră, v-a să-i facă ciondă. Era și râia noapta. Candelabru, greu, măi, frate, cât un bou și jumătate, turna din bronz aurific în Ștefan adomnit, Doamne, de să dezlipea fități vizitivășea. Babele cruci își făceau și în șoaptă le scântau, vedeți, nu ziceau Tatăl nostru, ziceau de-a lor, de scântece. Că nimeni n-a vănit ce duh strașnic oferit, n-al cât turn în cetate și duhnind da secret coafte. Cu un obraz mealvicios și altul văleșios, cu o strâșenie arcuită și cu o vâză roșuită, s-au văzut în aval ca vâză la cal. Fân s-au dezneticit, ia că slujba s-a sfârșit. Ionica, ce-a fost nașă, e șoțel buclucașă. Să vedeți ce am aflat când vucluc rău a intrat. Mai lungă îi pare calea acolo, a întors acasă, ca vânt ar vrea să zboare, dar toace nu-l lasă. Când s-au umflat chișoarele, cu bonfoară, el i-a scos din fișoare și s-au priviștit. Și altul și-o tâns și-o zgură, o rău fie o scurtătură. Fii livadă lui Șter, văd ce să-l țări că o învăț. Și cum mergea legala, că se înfrânta în pământ, din sub vângul unui vrad, s-a auzit un gemă gros, unui vuhaș și oros. Vasilică să rămea, Ionica ar știa, ia vuhaiul satului, faima înfrișinatului. Cum văzut buză roșu ca și creasta de cucoș și sânță duhnivă în fracăte parfumul din strecle coate, odată s-au vreat și-a războiul plecat. Dâmbrele scurma, în copitele arunca fiste saf, fiste imaș, bată-l crușea de ocnaș, Ionico, ce te faci, că miroase a colaș. A colaș dat de făvană, cum în zâșe, așa mă cheamă. Dar să vedeți cu curajoasă, parlamentat, cu Vasilică. Să-i mai dragă, Vasilică! Când de tine nu mi-e frică că te-am scarcenat din spate, că te-ai jițelă de lapte. Păi da, când a fost jițelă, dar frostan e tot frostan și mărlan e tot mărlan, că venea mării, venea zarea să întreca și venea tocmai ca vântul fără să atingă pământul. Ionică-i vai de tine, fușcă, nu vrea să vine cu diliu, nu-i de glumă dacă te ajunge din urmă. Și s-a fost o fugă viere, să-și casă și avere o mie de metri în lac, dâmbrul scrumat, cu toate ce împărătești, pe la uși, la firești, orii, când mai trăiești, iar hatmanul Vasilică, cel ce carnă de strică, șoasele rău de strică, toată lumea se ținea parcă afează-lea. Hopai, hop, un dâns o groafă, toacele pământul safă și fitaharul îi rovește dept în ochi, îmi chitește pământul din toace, stați că am făcut așa, pământul din toace se red drept, aici am uitat să vărte cu candelabru, când o dat cu cafă. Greu, băi, frate, nu-mi văd jumătate și aici cum fugi, vedeți, îi sare talharurile noștri cărești. Că din nu era pământul, acolo s-ar fa mormântul. Dar până la urmă l-au safat. Dar știți, unii lângă gard, când toate s-au înfrântat într-un dând de mușroi, toți să veniți la noi. Vasilică bucuros, un mușit victorios. Și s-o refezit mai frate ca tancheta înșetată. Și atât o văd sângit-o și zic, cel iubirit-o, de rușo, de lafidat-o, de fudros, de farină scutrată, numai pudră a rămas sfânzurată pe un obraz.
Iar să pună cel ușchit, jumătate împărțit, cu o lună de zile buhoarea strângea în nările și nu mai scăpa de duhoare și de fiecare coapte. Jumătate din sacul românașul la greu sare în ajutor, o tras de coadă, de coadă să scoată. De, o scoată, mă trebuie, eu nici nu mă dintr-un de aștept. O rămas șleam, pătă viață, șleam așa din Chișor, o fost toace, de fost și s-a stâmpărat unică, pentru totdeauna ne mai trăi toace. Și pentru că să nu avem problema cu folclorul, am să vă spun o poezie și vreau să vă spun de ce este important așa de mult folclorul pentru noi români. Și într-adevăr, nu ne răudăm, un folclor ca noastră n-are nimic. Și să vedeți din ce cauză. Eu apreciez din folclor și o parte de fantastic românesc. Omul de la munte a avut imaginație cum fride bogată. Voi la câmpie, la deal, unde se ascunde? Tata a fost un făfușoi, unde se ascunde? Dar aici, închipuiți o noapte de toamnă, de vrumărel, deci de octombrie, cer senin, suzit de stele, o lună mare, un gospodar se întoarce de la drumul lung de la Căroșie, tocmai de la Belcești, de la Iași, acolo mergeau noștri. 3 săptămâni încolo, 4 încoași. Vă dați seama, poposeau, plecau câte un car de fână, s-au fi la căsă, greu de tot. Și se întorcea. Aici, în Strișar. La friforul de Strișar, urcă scârțind un car. De-ale mare, drumul lung, s-o fintesc voi în jug. Hei, sursâlă, șavră zâlă, îi îndeamnă moșor ghici, focnind tacticos din vici. Are moșul glas de mere, mânghios ca de muiere, când îndemnul lui cu minte, parcă ar da doi da să cânte. Boișorii fiind cu sfori, eu un pept altru fifor, dar dată se opresc, stau în loc finăr foftesc. Doamne, că mare păcat, voi mi s-au muiat. Ori poate că au frămânzit la drum de mult, au pornit. Necăjut biet român, surc în car după fân, că avea acolo pregătit o sarcină socotită. Dar numai cât s-a urcat sarcina de afocat, cei văd ochii lenești stă în loc și se crucește. Tolănite ca pe flai, vețuhane de malai, zâmbind ca din colțul gurii, răsărea fata pădurii. Moșor ghici, nu-i tocmai moș, tocmai cârea cu coș, care părul negru corb, mândre din ochiul sol, cum o vede fiara tare, nu stă multa cugetare, ci filume câte zate pește, tot felul meu cetluiește, nici cu lanțuri alemite, nici cu funie răsucite, ci cu un strașnic vrăcinar tras de ieșa din țară. Vrăcinarul-i farmacat, că-i din cânevă lucrat, câneva trăior domnul, cum mai știe să jucă omul. Și s-o vezi seara tare, cum îi dădea ascultare. Orice o întreba, tot pe loc îi răsundea. O întreba despre soare, despre fosă călătoare, care leacă-i buna cai, cum să scap fânul de scai. Și uite așa, dragă nepoate, stau la sfat în mes de noapte, un om și cu aratare, într-un car la drumul mare, dar în strizor de zi, aratarea se forni fie frân și fie rugăminț, mai să te scoate de minți omul, inimă bună, să o vadem în cea strună, cu coșile acolo cânta, o fi rău de soarta mea și frângea, măre frângea, cu lacrimi cât o mărgea, că zânea și ți-e rău, zău să frângi cum o fi rău. Era bărbat moșor ghici, dar i s-a împlinit aici. Că-l-o prins un greu oftat și de fată o dezlegat. O mai fost bărbați curajoși care au legat-o și s-au făcut de ștet toate leacuri, tot ce încerci pe unul și a fata pădurii și a fătării. Dar nimeni nu o să treacă hoful de orice încântată cu coșul. Că nu se știa ce se întâmplă cu ea. Ori să se risetea ca ceața, ori să o fie să gea în pământ. Nimeni am umblat și coș n-am aflat, ori poate că n-am aflat, acum n-ar fi trebuit. Și mă gândesc eu că tot fata pădurii, drept recompensă că au tot dezlegat-o, le-au dărit oamenii acestea harul de a fătri cuvintele într-așa fel încât au înățat în ele palate și castele de cuvinte. Iar din inima lemnului și din tremurul frunzei au strânit cântec de jale, dar și de joc și voi bună. Și toate acestea ne în folclor. Poate prea simplu. Folclorul este important pentru noi. În primul rând, aceasta a fost cartea noastră de învățătură și de vizită. În 1945, foietul Ion Filat, într-un articol intitulat Aportul folclorului în poezia noromânească, spunea așa: noi, românii, n-am avut nici o renaștere, precum italieni, n-au nici clasicism,
Acesta a fost nașterea clasicismului. Creația populară și folclor. Ideea a fost reluată mai târziu de alt poet, Vladimir Străinu, care în 1965 în revista Șarlu Ceafăru scria un articol clasicist folcloric. Clar. Zicea că atât din punct de vedere etic și estetic, folclorul este clasicismul acelui reșitor de carte. Cartea este primul clasicism. Deci vedeți ce importanță mare are. La noi toate s-au făcut mai târziu. Dar aici tărăul vine lui. Vedeți de asta. De asta, în Occident, au mers paralel. Nu s-au interferat și de asta nu am rămas nimic. Iar la noi, și-au fost să vă gândiți, poeți, scritori, tot și-o tras seva de aici, din acest folclor bogat și frumos. În efect, scovrază de această cetină, ca să mă fătrund din restele și trăirile ei. E toamnă. O toamnă ca-n povești când o amunții dorurile poți afla. Prin văzduh, funigeie, zboară după cu ei, vinovate mirestele de ierburi răscoafte. Și o liniște ca de mormânt. Până și vântul hoinarul, parcă rușinat, s-a tufilat în tufele de sovârf. Numai din pădure se aude un ciocănit sacadat. Cioc, poc, cioc, poc. E căutătorul de lemn cântător. Lumea i-a zis ciofoc. Da. O foreclă. Dar el nu se suferă. Și cum e putea să te suferi lumea? Și tot lumea mai spune că pe când ciofoc era băițaș și hoinărea pe fruarul gestruțului, l-ar fi prins o vrajă a voinicelui fețăfuc. Și o dori harul ăsta de a căuta copace. Așa ciofoc nu este o fantezia mea, ce a trăit chiar în Argestrov, domnul inginer Macoi, fost confirme, e vorba de ciofoc cel bătrân, nu vreau cum era, ciofoc cel bătrân, da? Așa, dacă ar trăi de 140 de ani, și el era căutător de lemn cântător. Cioc, poc, cioc, poc. Da. Acum știți ce? Ia uitați, câte povestea nu vreau să fac în cuvântare. Așa facem un concurs, da? Cine știe câștigă. Am adus aici niște obiecte. Da, acum să văd dacă sunteți băieți și fetele gospodari, să vedem dacă le știți în direct din șerbe. Da, simplu, da. Ia să pornim la asta. Ia, mai ușor, întrebări mai ușor la început. Droga. E gata, droga, bun. Așa. Ia să vedem, mai departe. O faiți. O faiți. Bun. Păi da, dar la ce folosea? O falcă de porc. Am găsit într-o casă de tine candrent, când am zis acolo, Doamne, am zis, Doamne ferește, aici e crimă de oameni, crezi că fălci de oameni. O ținem, o aruncai în pod și aici e o foarte grasă, vădvă grasă. Când copiii, mai ales făceau gâlci și se umflau aici, ganglionuri și amigdale, scoteai de acolo grăsimea aceea și ungeai, îi descântai și îi înveleai cu lână. Ce sală? Gata, nota 10, ce sală. Bucată de lemn. Gata, bună? Vedeți ce grea-i? Cu asta te lemn acum. Lemn răvdat. Vedeți dacă... Lemn răvdat se numește. Asta, înțelepciunea asta, am aflat-o de la Fântilei Nacu. Cu cheșul noastră, da? Zice, dragul meu, știți ce cel răvdat? Să nu știu de Fântilei. Lemnul răvdat e acel cofac care crescu la loc rău, unoară, la margine cărării. Un taur l-a înfuls, a venit un om și-a încercat, a scuțâșul, fitul fina lui, de el nu s-a strâns din dinți și au crescut. Mai strâng, au crescut. Și lemnul e răvdat, e tare. Când în fiecare fost să rășește flita, ce oflește ceva, rezistă, și zice, așa și cu omul, unul crescut în buliestru, îl îndoaie viața. Dar unul care nimic, o strâns din dinți și o strâns la altul, când ajunge mare, nu o să
aflece valurile vieții. Multă înțelepciune. Măi, am adunat de oameni aceștia. Îmi pare rău, parcă m-am lăsat cufruit din val și m-am sensibilizat. Și m-am furat din lumea asta și trăiesc lumea cealaltă. Na, a mei nu, adică nu aduc eu jignire. Noi între noi nu putem să ne înțelegem doar. În 1987 am fost la reciclare la București, cu muzeograf, știți? Mai multă pierdere de timp, fie vorba între noi. Și la un moment dat, acolo era și un om în vârstă. S-a scurs de oameni în vârstă că se cu experiență. Se numea Nicolae Pleșa, un muzeograf de la Muzeul Satului foarte pasionat. Bun. Mai avea la creșa pensie. La sfârșit, chiar la ultima lecție, trecea ca trece, stimați colegi, vă invit să vizionați un film la care au muncit 30 de ani. Deci urmăriți un fenomen 30 de ani și au avut un film. Când am dat pierderele, știți, ca să facă din tuneric, grupul cel mare s-a vulucit, vreo 50 de ani. Ușchit-o ca elevi și rei și-au fugit. Doamne ferește! Ne-am văzut obrazul lui, că era semn în tuneric, cum fi reacționat ăsta când colegii lui din vreo s-au fugit. A rămas 4 sau 5. Ori la filmul acela, dumnezeiește, am văzut în viața mea, o oră durat, putea să iau un film internațional, filmul se dea Cruceritul. Cruceritul. Deci confecționarea crucilor într-un areal întins din Oltenia. Așa ceva, fără cum ne-am fi pământ, domnule. Pe dealul cele uscate oltenești, mii de cruci urcau, covorau, unii căzut într-o râne, altele, fi lângă fântâni, roate, fi lângă satului, sunt cimitire, se învulzeau sute mii de cruci, și superstețioși și-au combătut suferința fiind credința. Așa, nu vinea să cred. Cele vechi erau din lemn curat, astea mai nou erau vopsite. Unii comandau și 5, 6 și 10 cruci, cruci de legământ, cruci. Tune aram într-o lume fantastică. Bun. Ori la filmul, l-am aplaudat noi ca patru care eram, și nici așa, atunci nu eram sensibil așa tare, asta, eram tânăr atunci. El observă că eu m-am cutremurat într-o zi. Bă, băiatul, știi, și? Să da, domnul Fleșa. Acum tu Fleșa va tradu-l să plec. Nu o să ne mai întâlnim. Probabil. Ține minte unde îți faceți, dar eu zic, ce-mi sat în dați? Nu o să înțelegi acum, dar ai grijă. Zic, ce? Să nu care cumva să te lezi sentimental din lumea asta care a fost, ca să vezi ce să suferi în viață. Și nu l-am ascultat. Și rău am făcut. Fiind-o mine, cel puțin. Închei spunând câteva cuvinte și am terminat. S-au petrecut bătrânii, s-au risipit ca ceața, că așa e dată lumii, Doamne, ce tristă e viața. În urma lor lăsat-o comor de muritoare, de gânduri vântă, scrise, fei și feștergare, apoi făcând flămadă din dar de pe-l pământ, vestrăc în șulcioare, mai scris-o câte un gând și încă alte multe de piatră și felem, ca nouă să ne fie chemare și îndemn. Vă mulțumesc ca să vă răbdare. Prezentat dumneavoastră, specificați-ne și nouă, care este sau a rămas și astăzi cel mai râvnit și cel mai urmărit obiect? Astăzi, în ziua de astăzi. De aici? Da, în ce aveți dumneavoastră pe mâns? Sucitorul. Nu, nu pot să răspund că sunt droată lumea, dar ziceți asta. Eu cred că ce-o la e gura. Mulțumim domnului profesor muzeograf Ion Cruceanu pentru frumoasa oră de etnografie și folclor. Cred că și dumneavoastră sunteți de aceeași părere cu mine. Am mai schimbat un pic stilul activităților bibliotecii. Chiar și doamna metodist ne indica cândva că să mai facem și altceva în afară de o lansare de carte, de o poezie, știu eu, de o evocare. Le facem și pe astea. Dar să mai ieșim un pic din tipare, să facem și altceva. Și noi astăzi, în săptămâna bibliotecilor, am încercat să vă oferim și altceva. Iar totuși suntem bibliotecă, am zis că astăzi o să vă ofer tuturor, sper să am. Noi am lucrat la un proiect anul trecut, Descoperă Suceava prin QR code, domnul primar știe. Biblioteca Județeană a fost inițiatorul proiectului Descoperă Suceava QR code, iar noi patru biblioteci municipale și orășenești am fost parteneri în proiect. Vatra Dornei, Fărticeni, Gura Humor și
Câmpul Lung, moldovenesc. Și aici sunt descrise 100 de monumente istorice, culturale, turistice din județul nostru, 20 din Vatra Dornic, câte 20 din fiecare localitate, inclusiv Suceava. Cine are telefon performant, smartphone, iPhone, tabletă, descarcă un program QR code de pe internet și poate citi istoricul prin scanare, istoricul localităților, istoricul obiectivelor turistice descrise în acest mini-ghid. Și la final, cred că în sala de expoziție o să vă ofer la fiecare câte un mini-ghid descoperă Suceava prin QR code. Mergem pe scurs. Așa, mergem și dincolo ca să ajungem și la cealaltă activitate. Consider această expoziție o expoziție mai puțin obișnuită. Eu le-am numit aceste lucrări gânduri ilustrate. Ideea ne-a venit în urmă cu 25-30 de ani, colegând niște gânduri din teren de la oamenii muntelui, le găseam triste, singure scrise pe coale cărtii și a zis să le însoțesc un fi de culoare, să le înveseles, să le aduc cât de cât într-un mediu așa al lor. Aici am reușit să reunim în acest spațiu patru expoziții, de fapt. Pădurea Spațiu Mitic, după cum vedeți, flori din grădina copilăriei, leacuri băbești naturale, și obiceiuri de iarnă. Cu aceste lucrări am avut expoziții deschise la Câmpul Ordonesc, cu Mor și Suceava, vinind la muzeele de acolo, bineînțeles, însoțite și de piese luate din muzeu. Aici am venit cu culoare. Pe asta iarnă am lucrat, cum vedeți, separat în măsuțe, sunt niște lucrări în cera color, am redat gândul acestor oameni. Întâmplări fantastice de la noi din munte. Fiecare un început numai de poveste. Să citim numai unul. Și a doua zi dimineața au găsit toate sasarele crunte de sânge. Na, sâncă de acolo trecut să știm a pădurii. În Snei din Mălin, în 1987. Iar din coace, uitați aici, așa, simulat lucrarea aceasta. Fi vrut săcula, hai, te loc de curat. Că fi aproape din azi noastră, nu s-au auzit. Vardo! Când a plecat lemnul, nu a mai fost nici omul. Numai că era mama pădurei, fratele meu Sebastian știe unde e lemnul, e șift acolo în râpă și oasele omului tot apară și îmi povestea Vadea Lucian. Ce s-a întâmplat? Erau bărbații, țărani mergi la lucru în pădure, nu e căutat acasă, s-au făcut o ligeară din cetele și dormea acolo. La mezul nostru s-a auzit așa cu un corhănit, o atenționare să ferească, cu un glas, ca de bărbat, ca de femeie. Vardo! O venit lemnul din sus, corhănit vârșan, cu vârful, cu glonțul, l-a luat un pet unul dintre ei și l-a dus în râpă și l-a înflântat. Și oasele omului tot acolo și. Deci o mitologie locală, cum s-ar zice. Din nou, dintr-un iezăr, își trage balaurul trupul și când se cărjuiaște, își cărjuiaște coada fi după ușor, să te ții zloate și în acasă. Îmi povestea bătrâncă Soileana. Și avea o gradă în urmă, un măista flânge că nu-i de la noi. O gheară fioroasă. Afă, dacă atunci când s-a auzit străgat, ne așa afară, bine ar și fost, așa? Întâmplări de mai pământ, aici o serie de știma afei, din coace știma banilor, caii negre, câinile negru, căluțul fraiilor, rusălcii, voinicelul fiețăfu, care l-a fermecat. E căutătorul de aur, cântător, ficiofoc. E un univers interminabil și fantastic. Și din coace i-am zis flori din grădina copilăriei, dar poate că am să schimb timpul, că numai flori nu erau, că acești oameni nici nu au avut copilărie, sărmane. De la 2, la 3-4 nișori, dădeau un strungul oile la stână. Este incredibil cât de repede se maturizau. Am văzut un bătrân care a zis așa, aveam 6 ani, tata era război, înjugam voi și lecau la fădură după lemne. Și n-ajungeam la juc să fundre steile și mă urcat în scăunel. Și am crezut că sunt minciuni și m-am zis în vecin și zic, așa era, ca un vumba pământ, rădivitează. Baba Jânja, păi de mine, spalmă poloagilor. N-avem unde 30 de chile și adunate sunt 2 hectare, uitați-o. Baba Jânja, săraca. Aici, da, el uita să fie Clampău, Vadea Clampău, sau cel pufat de urs. S-a îmbătat sol, o căzut la pământ, eram îmbrăcat, a zis, ce hoi de cele am,
o dădea cu niște untură de teaște, cumpărat înainte de a da rezon de al, pui, să strângeau muștele din gât, o drog și cu muștele astea. Și-a căzut jos, a dormit, a venit ursul lângă el, l-a mirosit și l-a lăsat. Când s-a trezit, a găsit lăsătura ursului proaspătă. A zis, bă, dacă nu ar și fost vac, m-a mâncat ursul, hă? Tot a avut un avantaj. Eu dați leapuri aici, păi, vă faceți bine de cicăriți, la scântituri, dați chișoruță. Chișorul s-a urci cu un duaie și să-mi vălește cu frunză de vrustă. Leap sigur, acolo. Ficând să fructărea, trăiau în haită de la dormișoara, în pește lung și suțuri ca un șerpe. Se chemeau mii de hăi. Din ficatul, vedeți ce fac, da? Bag le fășeau un leac tare bun printr-o ochi. Și ardei, ia uitați aici, leacul ăia vezi la frătunde, zole, și un leac, da. Într-un caz că v-am zis că era tare băutor, au zis la ardeal, tu l-ai domne, că voiam făchioară, că se răjie așa, adică radiațiile. Dar înainte, ia o gură, ți-au mărțat tăți dinți, scoteai fără injecții, da? Ia uitați ce se întâmpla, să iei foc. Nu știu dacă ați văzut ocazie. Caz jos, să-ți zverzesc buzele și pulpi așa ca la ragaz, când stia linie, așa, ful, însă, ăla foc, George, repede, repede. Dacă e turnat afară, și-a omorât. Storci zaumă de valigă, de cap, trrrr, în gură. De la alcool tare. Da. Fiți atenți, am un grup de medici, doctori, primari din București, în vizită la muzeu. Sunt chestia asta, ha, se distrează, nu mai vine să fotcovea cu veri, de fapt, e vestit în fel. Dar unde rămâne în urmă din Galația? Zice, domnul, mi-am zis al ăștia. Dumnezeu, este fiind dreptate. Astă vară am fost în concediu de la mine în Galață, într-o comună, și un infot din ăsta s-a străcat în fiș, din zic, iau acolo băuturi, o băut până a făcut pomă alcoolică. N-avea nici ringă, nici ac, o babă a dus și-a zis dreptate. Ți vază de amoniac. Ia uitați-l aici. Cum stă jos și la cal. Și datele de iarnă le-am abordat în coace. Tot așa cu culoare de semn, în zona de Sfântul Spidon, nu se înjugă boie. Dar noi ne-am jucat și hai să la pădure. Dar altul au văzut și au zis să stâmpli. Cer cu boie nici când, l-a luat în vajoc. Las că de Spidon am văzut la crâșmă. Atât au vrei și au plecat bine din față. Dar din turnat s-a întâlnat cu mânele fi cert. Gata au fost cu el. Tot ce vedeți aici, ia uitați-ne, firești, ai, Dumnezeule, străgături, nu? Univers inens, domnule, la care, cum să vă zic, din parte un șoc. Tot cineva de casă, de parte, cu un dat în diagă. Și-a dus un ursuleț, așa, îmbrăcat într-o de asta, el plastic, știți? Băi, dar îți dat, dă-i verdin și găsai toată zona dormilor. Vă ne-au flotat în ianță. Afe, dar noi frumos, domnule. Îi fac ca să-ți va joc din niște oameni care au muncit. Folclorul ăsta, în sute mii de ani au fost tot ce le-a fuit. Și tu, în 3 secunde, zicea cineva într-o astăzi, în interviu, că de câte ați spune fetiții? A fost singurul toate, că noi le știm. Ce să le știi de nu mai știi nimic? Nu vă băi, că v-am cușit de cap, mi s-a uscat și gura, maestre. Vă mulțumesc tare mult, a fost foarte simpatic, receptiv.